Sosiele. Când s-a fost bezul? Muiar și mâga e sosiele. Iar cealaltă, a condus la triunghiurile D, F, M și D, G, M e sosiele. D, F, M și D? D, F, M și D, G, M isoscele. Da. Aceste triunghiuri isoscele au constituit miezul problemei. Iar în final am ajuns la D, G, A, triunghi isoscel, care le legat de cele două. Triunghiul D, G, A, isoscel. Da, o problemă deosebit de frumoasă. Alegi cu roșu. Alegi cu roșu. Tot o dai, tu dai, tu dai. Până dai, dai, dai. Da, facem una mai scurtuță acum, domn profesor. Da, da, nu da. Mai da. Avem una de olimpiadă și nu mai avem. Iar ai de olimpiadă? Nu, facem una mai mică, nu de olimpiadă. 29. Mihaela, Miruna, nu putem să... Nu putem să mai stăm, că sunt și cei de-a 11. Facem una mai scurtuță. 29 de la pagina 11. Putem să blocăm, să uităm acolo o oră întreagă. Mai facem singur, da. E lungă, e de olimpiadă următoarea. Și... Luăm una mai... mai... Ura, asta nu e de olimpiadă, 29. 29 de la pagina 114. În triunghiul ABC, în ipoteză, triunghiul ABC, oarecare. Nu, măsura unghiului C la B, 90 de grade. Măsura lui C la B, 90 de grade. Deci dreptul nu. Măsura aduce mai bine și de etapa aici. În continuare. Așa. Deci triunghiul ABC cu măsura unghiului CAB de 90 grade. Deci dreptunghii că n-am, înțelegem, nu? Da. Deci, în ipoteză, triunghiul ABC cu măsura lui CAM, CAB, CAB 90 grade. AD perpendiculară pe BC. AD perpendiculară pe BC. D aparține lui BC. Da. Avem E aparține lui AD. Și F. E aparține lui? AD. Și F aparține lui AB. F aparține lui AB. Nu, astfel încât F perpendicular pe EC. E? F perpendicular pe EC. Da. AG paralel cu EF. AG. Paralel cu EF. G aparține lui BC. EF. G aparține lui BC. Să demonstrăm în concluzie că A, F, E, G paralelogram. Facem vedea din figura, domn profesor. Deci da. Să saltăm A, F, E, G paralelogram. A, F, E, G paralelogram. Deci se zice așa, că avem un triunghi dreptunghic cu unghiul drept în aer, o să-l desineze cu A sus. Voi aveți echer repede, puneți echerul, ați desenat A, B, C. Și ducem A de perpendiculară pe B, C. D aparține. Iar E aparține la AD, E este un punct pe AD, pe așa asta, și P pe AB, P pe AB pe aici, pe eu pe aici. Pe AB, nu pe AC. Pe cine? A spus pe, pe AB. Mi-a revenit pe, pe eu pe AB? P, P, am zis P, domn profesor, P, am zis P pe AB. P, P pe AB, așa încât F e, să fie perpendicular pe E. Pe E. Pe E. Pe E.
Adică duc pe E cel mai întâi. Uitați cum fac. Am luat un punct E pe la întâmplare, pe altă, și acum duc o perpendiculară. Hai să dau mai jos. Și pe urmă să duc perpendiculară. Asta este, da, cred că vine în exterior. Îl las aici. Deci ăsta este punctul E. Și duc acum o perpendiculară pe EC. Și o prelungesc pe AB. O prelungesc pe AB până se întâlnește cu asta în punctul F. E mai jos, domnule. CE-ul e foarte, foarte jos. De ce? E foarte bine așa cum a făcut domnul profesor. E foarte bine. De ce tu zici să reau așa foarte jos? CE-ul, le... păi așa e cu EC. Dacă nu depinde acum, uite, tine. Dacă tu le aduci invers, pe prelungire, tu duci perpendiculara, uite, dacă e așa, îți vine mai sus și duci așa până să duci cu asta. Mm-hmm. Da? Ia-l pe el mai sus. Uite cum l-am luat eu aici, da? Mai aproape de A. Și când mă duci perpendiculară, când pui colțul aici, chiar aici, și o duci pe asta până se întâlnește cu AB într-un punct F. În exterior, da? EF, zice, să fie perpendiculară pe EC. Și apoi AG paralel cu EF. Deci, o vedem pe EF. Ducem prin A o paralelă la EF. Deci o paralelă la EF, prin A, și această paralelă taie pe BC în punctul G. Da, paralela asta la EF taie în punctul G. Să arătăm că A e EG, este paralelogram. Iată, duc paralelele astea două, ca să le vedeți și voi cu roșu. Și paralela asta, cu roșu. Da? Da. E un punct E la întâmplare pe aici. E. Da? Și unești pe A cu de ce cu E ca să-ți construiești ce eu. Tu duci perpendiculară în ce? În E. Vezi? Perpendiculară în E. Care se întâlnește cu asta în punctul. Ăsta a fost E-ul și ăsta este F-ul. Mm-hmm. Apoi paralela prin A, paralela prin A, la EF, așa, paralela la EF, întâlnește pe BC în punctul G. Partea asta. Fac chef după problema asta. Deci fac chef după problema asta, da? Da. A speriat? Puțin, mai mult. Puțin. A, a sărit creionul din mână, da? Da. Deci înseamnă că nu mai poate nici așa. Da, aș mai bine. Da. Atenție. Trebuie să arătăm că figura asta A, G, E, E, figura asta este paralelogram. Deci figura care o vedeți, A, G, E, eu este aici, este paralelogram. Cred că am să reiau și eu figura, că am ieșit destul de micuț acolo. Dar
ideea rămâne asta. Am două laturi paralele așa. Exact. Dacă pentru a deveni paragram, ar trebui să arăt că astea două ori sunt congruente, sau să arăt că celelalte două sunt paralele. Corect. Și gata problema. Și gata problema. Deci eu am aici două posibilități. Deci ar trebui să arătăm că A, F, E, G sunt paralele. Noi știm că A, G cu F... Nu uita nici o clipă, Miruna, că unul ăsta e cât ăsta. Cu F, dar nu. A, G, Q, F sunt paralele. Bun, bun, bun. Păi, ar trebui să demonstrăm acum că A, F e paralel cu... Nu? A, F e paralel cu EG, nu? Paralel cu EG. Dacă arătăm că A, F e paralel cu EG, gata problema. Ca să iei paralogram. Ori arătăm că cele două dinainte, A, G și cu E, F, sunt și congruente, două laturi opuse, paralele și congruente, fac ca figura aceea să fie paralogram. Ori și celelalte două sunt paralele. Păi dacă unim... Dacă unim F cu C... F... Cu C. Cu... C. F cu C. F de aici cu C. Da. Și demonstrăm că triunghiul BAC e cât FC triunghiul BAC BAC, da. Cât nu, GAC cât EFC GAC cât EFC EFC, dacă arăți asta ai latura A, G și respectiv E, F prinse și sigur că însă puțin probabil că E, F, C este un triunghi. Ia să vedem, e dreptunghic? Da, e dreptunghic. Că noi am dus E, F pe primar pe E, F. Pe când A, G, A, G, aici este tutura, A, G, C. Da. A, G, C nu mai este dreptunghic, am mușcat din el. Deci nu am acolo posibilitatea să arăt asta. Atunci, ca A, F să fie paralel cu G, E și secant... A, F paralelă cu G, E, G, E... Da. Și cu secanta... Să alegem o secantă. Dar nu este toată ipoteza, că în ipoteză ni se dă mai înălțim, domnul profesor. Deci îmi dă atâtea lucruri importante. Se dă în ipoteză. Avem ce e perpendiculară pe EF din ipoteză. Ce e perpendiculară pe EF din ipoteză. Da, da. Atunci e perpendiculară și pe paralela ei. Sigur că da. Adică e... E paralelă. Zice că EF e paralelă cu AG. Păi băieți, asta e problema dacă suntem un pic atenți. Ia fiți atenți așa. Eu știu că ce e perpendiculară pe EF. Aici, Miruna, știți, am plecat pe problema, am plecat fără ne uităm cu la ipoteză. Și nu ai nicio șansă. Vrei paralogram, dar fără să... Cer să cercetez din să spunem, din figură. Ori din figură, întotdeauna, figura nu te duce pe drumul cel bun. Atenție! Triunghiul a fost dat dreptunghi, nu da. Degeaba. Am dus înălțimea AD, nu degeaba. Da. Ce e perpendiculară? Și ce e perpendiculară pe FC? Pe FE. Atenție, pe FE, iar FE e paralelă cu AB. Deci întotdeauna cu AG. Deci asta e o regulă, nu știu. Ce da, am? Păi dacă e perpendiculară pe... Păi mai întotdeauna, dar uite așa. Uite, vezi astea două paralele? Și dacă duc... Ia uite. Atenție, o perpendiculară. Dar nu neapărat perpendiculară, o duc așa o oblică. Și nu e clar că unghiul ăsta e cât ăsta? Paralele. Înțelegi? Deci dacă ai două paralele, dati paralele și o perpendiculară una din ele, gata. E perpendiculară și pe cealaltă. E perpendiculară și pe cealaltă. Că doar unghiul ăsta e cât ăsta, ca și fiind corespondente. Când am zis așa, nu? Unghiul ăsta e cât ăsta. Înțelegi? Și hai să plecăm de aici. Deci, insistăm. În ipoteză. Ce e perpendiculară pe EF? E. Corect.
Da, F e paralelă cu AG. Cu AG, corect. Rezultă. Atunci F e perpendiculară și pe AG. Corect. Și în triunghiul AGC, AGC, AD, avem AD perpendiculară. Și ce e perpendiculară? AD perpendiculară. Ce e perpendiculară aici? Da, ce să facem pe ta? Eu este ortocentru pentru triunghiul AGC. Da. Ce să facă G? E, decât să fie și ea perpendiculară. Nu. Perpendiculară fiind pe AC, BA e perpendiculară pe AC. A fost triunghiul dreptunghic. Da. Și atunci cele două, adică prelungirea ei și cu asta, sunt paralele. Atunci... Adică și celelalte două sunt paralele. Celelalte două sunt asta paralele. Asta n-ai înțeles-o. Finalul, nu? De ce sunt celelalte două paralele? Uite. Deci, încă o dată, că G, E este perpendiculară pentru că E este ortocentru. De ce că e egal pe G, pe A, pe F? G, E. Ce e perpendiculară? Acum e o dată la G. Ce e perpendiculară pe F? F, deci și pe paralela asta, pe A, G. Da. Iată, dacă e perpendiculară în triunghiul AG, ce este GE? Înălțime și mai avem o înălțime A, deci GE va fi și înălțime. Deci e ortocentru. Da, și GE va fi și înălțime, n-are ce așa, face. Da. E înălțime și atunci GE e perpendiculară pe AC. Da. Dar și BA e pe AC. Da. Atunci AB cu GE, fiindcă sunt paralele. Sunt paralele. Și prelungirile lor, mama. Dar prelungirea ei, a F, sigur va fi paralelă cu GE, da? Cu GE. E aceeași dreaptă. Și acum am A, F, paralelă cu E, G. A, B, A, G, cu E, F, din ipoteză. Și paralelă. Pentru la termen este paragraf. Deci asta n-o prins-o, că nu vezi din figura aia, clar. Deci, atenție. Am prins-o pentru o secundă și pe aia am uitat. Uite, era GE. E înălțime, da? Da. În triunghiul care? A, G, da. C. Da. GE e perpendiculară pe AG. Da, știu, de ce? Bun, pe AG. Da, pe AC. Pe AC, da. Pe AC, da. Da. Dar BA nu-i perpendiculară pe AC, cu fost la triunghiul da. BAC? Bun, aici, da. Bun. Și, păi, dacă am o dreaptă și am două perpendiculare, pe acea da, ele sunt paralele, da, și... Păi dacă G, e, G e paralelă cu cine? Cu BA, dar de fapt și cu AF. Și cu prelungirea ei. Aha, da. Și cu prelungirea ei. Da. Deci B e paralelă cu AF, pot să-mi permit să zic. Da. Și atunci B e cu AF și A, G cu F e, îmi permit să spun în final că da. Figura ce este ce? Paralelogram. Terminat problema. Hai să redactăm. Deci demonstrație. E că perpendiculară. E că perpendiculară pe F. E că perpendiculară pe F. Rezultă că e că este... Nu, și E paralelă. De sub E F. Paralelă cu A. Paralelă cu A. Așa. Așa rezultă. Rezultă din acestea două că e că e paralelă pe A. E perpendiculară pe A. E că... E perpendiculară. Pe A. E A. Pe A. A. Bun, egal pe parte de sub. În triunghiul AGC. AD. AGC. Nu, adăugăm de sub. AD e perpendiculară pe BC. BC. Da. BC. Ce e? Atunci e ce e? Era perpendiculară pe era ce? Ortocentru, ca să zicem că e ortocentru. Nu mai zicem. Ce e perpendiculară pe AD? Deci, ce e perpendiculară pe AG, da? Pe AG, pe AG da. AD e perpendiculară pe GC. GC pot să spun, nu? Decât BC pot spun da, GC. Da, 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 da. Pe GC, avem corelatea. Rezultă, e ortocentru. Ortocentru în triunghiul AGC. AGC. AG. Atunci G e perpendiculară pe AC. Rezultă G e perpendiculară pe AC. Perpendiculară pe AC. Dedesubt. B A perpendiculară pe AC. Rezultă de aici că G e paralelă cu B A. Adică echivalent va spune că G e paralelă cu AF.
Da? G paralel cu AF. Și de sus, cum AG paralelă cu cine? AG paralelă cu EF. Rezultă că patul laterul... AF, E, G, paralelogram. AF, E, G, paralelogram. Deci sunt momentele importante, să zicem, să facem sinteza, că aveți a 11 deja. Câte ceasuri și? E și jumate, cred că, nu? Am trecut în timpul lor 15 minute. Da. Sau mai puțin? E vor mai mult, nu mai puțin, cred că și ei. Iată, noi, din ce am discutat. Ia tu că ai țelușit discută adună. Mediatoarea, hai zice cum vorbi. Mediatoarea. Mediatoarea unui segment. Mediatoarea unui segment. Da. Care generează triunghiuri, mediatoarea unui segment. Da. Care generează triunghiuri isoscele. Da. Cu baza triunghiuri isoscele, cu baza baza segmentul respectiv. Cu baza fiind segmentul respectiv. Asta ar fi baza segmentului respectiv. Bun, asta prima problemă. La prima și la a doua. Da. Ce-am făcut? Înălțimile. Concurența înălțimilor. Da. Perpendicularitatea două drepte paralele tăiate de secantă, concurența înălțimilor, paralele tăiate de secantă, secantă care generează alternii, paralelogramul, proprietăți, adică când avem de arătat o problemă, probleme, ce scriu? Da. Și probleme făcuțe în cazul așa. Hai ziceți. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Trofonan. Nu uitați de like și share. Păi și l-am uitat să le spunem asta în timpul lecției, când aveam momente acele. După fiecare problemă, da, ce se spune, se punctăm. Uitați-ne și share. Like și share, că suntem patru. Toată lumea se poate să ajută. Da.